Bună dimineața, dragi colegi! Bine ați venit sau bine ați revenit în aula Institutului Național al Magistraturii pentru conferința privind aspecte de practică neunitară intervenite după intrarea în vigoare a noului cod civil și a noului cod de procedură civilă. Este a treia conferință din acest an pe care o desfășurăm în cadrul programului coordonat sub imperiul mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și este ultima conferință înainte de vacanța judecătorească. Nu știu dacă e o veste bună sau proastă, cert este că probabil cu toții resimțim oboseala primei jumătăți de an și va fi binevenită o pauză inclusiv în ceea ce privește formarea profesională. Am să dau cuvântul în deschiderea conferinței domnului judecător Marius Badea Tudose, colegul nostru, judecător și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, să vă adreseze mesajul domniei sale. Mulțumesc! M-aș fi așteptat să fie mai mulți, dar probabil tocmai împrejurarea că se apropie vacanța judecătorească și de regulă au foarte multe dosare în perioada asta și vor să și le scoată. De n-au venit atât de mulți. Dragi colegi, înainte de toate îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi la o zi importantă și utilă, pentru că de modul de formare profesională privește cu precădere calitatea soluțiilor pe care noi le dăm. După cum știți, Consiliul Superior al Magistraturii este implicat direct în calitate de promotor în acest proiect al mecanismului financiar norvegian. El a fost structurat cu precădere pe două paliere, una pe formare profesională, care include formarea pe noilor coduri, etică și deontologie, management judiciar, jurisprudentă CEDO și a doua secțiune privește achiziționarea de echipamente. Până în acest moment am făcut o analiză, s-au succedat în primul trimestru al anului 2014 un număr important de seminarii, 83 la număr, de asemenea un număr important de conferințe, au vizat cu precădere noile coduri, etica și deontologia, managementul judiciar, formarea formatorilor, formarea inspecției judiciare, inspectorul judiciar, formarea formatorilor la nivel de INM și SNG. Eu nu pot decât să mulțumesc celor care s-au implicat și aici este vorba de Institutul Național al Magistraturii și a experților în derularea acestor programe, care din punctul meu de vedere s-au succedat într-o formă foarte bună. Am observat de asemenea numărul de participanți, el s-a ridicat la un număr important, chiar am avut pe comisie săptămâna trecută o lucrare, comisia ce o coordonez și am constatat că într-adevăr un număr important de judecători și procurori s-au preocupat de formarea lor profesională. Nu vă ascund faptul că președintele al Consiliului urmăresc permanent volumul de activitate și necesarul de resurse umane de la instanțe și parchete și cred că este important ca prin INM să întărim a doua specializare a judecătorilor, pentru că noi avem resursele limitate. Încercăm, deși am încercat de 3 ani la rând să raționalizăm instanțele, la nivelul Senatului am avut o opoziție permanentă și atunci am aplicat planul B, plan cu care am ajuns și președinte al Consiliului, că mi-am propus acest lucru, să redistribui personalul de la instanțele cu volum mic de activitate la instanțele cu volum exagerat de activitate. Este un plan de durată și pe care sper să-l realizez până la finalul anului, în așa fel volumul să fie echilibrat la anumite la întreg sistemul judiciar. Nu unele judecătorii să aibă 2500 de dosare pe fiecare judecător și altele să aibă 300-400. Cum vă spuneam, resursele sunt limitate, sper să fac eforturi anul ăsta, noi cu Ministerul Justiției, să mai suplimentăm numărul de posturi de judecători după analiza mea la secțiile penale ale curților, după care la judecătorile foarte aglomerate și la tribunale. Spun acest lucru pentru că am constatat la finele anului trecut scăderi semnificative
la curțile de apel, după care la tribunale și încărcături foarte mari la judecătorii. De la 1 ianuarie, după cum cunoașteți, mai intră o lege în vigoare, competența se va duce pe judecătorii și mă gândesc aici la insolvența persoanei fizice, iar după o analiză noastră, nu altora care aveau datoria să o facă, se vor duce la judecătorii aproape 2 milioane de dosare. Ele vor fi concentrate cu precădere pe instanțele de ședințe de județ. Vreau să mulțumesc totodată statului norvegian și a fregatului norvegian pentru ceea ce au făcut pentru noi. Vreau să mulțumesc Ministerul Justiției, că îmi pare rău că nu este nimeni aici, dar și Ministerul Justiției este implicat în acest proiect. Și sper că în aceste două zile să împărtășiți, că deja avem o practică consolidată, să împărtășiți domnilor profesori, experților din INM, probleme cu care dumneavoastră vă confruntați în așa fel încât să avem hotărâri judecătorești de calitate. Nu vă ascund faptul că știți, de fapt știți și dumneavoastră, avem hotărârea 148 dată anul ăsta referitor la unificarea practicii judiciare. Sper să o diseminați foarte bine la nivelul instanțelor și mă refer aici la vicepreședinți de judecătorii, de tribunale și de curți, în așa fel încât să găsim cele mai bune soluții pentru a îndeplini una dintre condiționalitățile impuse în mecanismul de cooperare și verificare. Vă urez succes în cele două zile pe care dumneavoastră le aveți la dispoziție și mi-aș dori ca acolo unde mergeți în instanță să împărtășiți din problemele care au fost rezolvate astăzi și mâine colegilor dumneavoastră. Succes, domnilor profesori, succes, domnilor colegi, și sper să continuăm cu aceste seminarii și conferințe în așa fel încât să ne îndeplinim obiectivele noastre comune. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim, domnule președinte. Faptul că în sală nu este atât de multă lume cât poate ne-am fi dorit, este compensat de împrejurarea că se transmite online conferința, așa încât și colegii care n-au putut să vină, dar ar avea posibilitatea să acceseze din birou conferința noastră, cu siguranță o vor face. Înainte de a ne retrage și a lăsa să se desfășoare partea științifică a întâlnirii, doresc să mulțumesc tuturor profesorilor, lectorilor de astăzi care au acceptat să se alăture conferinței noastre și să vă prezint pe cei trei formatori care vor vorbi în prima parte a zilei. Este vorba de domnul profesor Gabriel Boroi, formator cu normă întreagă al Institutului Național al Magistraturii. Este vorba de doamna Andreea Liana Constanda, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, și de asemenea se află în sală și doamna judecător Carmen Negrilă, care urmează să se alăture la prezidiu după pauza de cafea. Vă mulțumesc în mod deosebit că ați acceptat să vă alăturați conferinței în condițiile în care știm cu toții care este încărcătura Instanței Supreme și dinainte, dar și acum, după intrarea în vigoare a noilor coduri. Închei prin a vă ura succes, prin a vă invita să interveniți atunci când simțiți nevoia. Există microfoane mobile în sală. Reamintesc doar că ele trebuie folosite, adică luați cuvântul numai după ce le activați, pentru a se putea auzi de către cei care ne urmăresc online și întrebarea, nu doar răspunsul. Am să mă opresc aici. Domnule profesor Gabriel Boroi, vă predau conducerea sesiunii. Am să vă spun în primul rând bună dimineața. Tema ce mi-a rămas, ca să zic așa, pentru această a treia etapă era consacrat unor probleme de drept în materia procedurilor speciale. Vorbesc la era pentru că în limita timpului disponibil aș dori să mai abordez și două, trei chestiuni în materia căilor de atac.
Pe de o parte, pe de altă parte, unele dintre chestiunile aferente problemelor speciale s-au discutat, fie chiar dumneavoastră cu mine, fie cu alții colegi de-ai noștri, la celelalte două întâlniri, astfel încât am să mă străduiesc să nu repet acele probleme. Pe de altă parte, din problematica pe care am avut-o la dispoziție, am constatat că nu chiar toate chestiunile puse sunt chestiuni de practică neunitară sau chestiuni care ar putea genera practică neunitară. Și atunci, în ordinea priorității, acelea vor rămâne la urmă în limita timpului disponibil. Noi aici eram axați pe probleme de practică neunitară. Au fost însă și câteva întrebări, trebuie să recunoaștem, care excede totuși tematicii respective. De aceea am să încerc scuze dacă n-am să parcurg chiar toate, nu vor fi parcurse chiar toate problemele respective. În materia procedurilor speciale, mai întâi în materia procedurii acestea speciale de evacuare reglementată de articolul 1034 și următoarele, o primă chestiune vizează notificarea, notificarea la care se referă 1038, da, 1038 pentru fostul locatar, mă rog, locatar, respectiv 1039 pentru ocupant. Și întrebarea vizează la această notificare de la 1039, dacă și pentru aceasta notificarea trebuie făcută prin intermediul executorului judecătoresc. Mi se pare aici textele destul de clare. 1038 alineat 1 pentru notificarea locatarului, fostului locatar de fapt, spune foarte clar că această notificare se face în scris prin intermediul executorului judecătoresc, da? Iar la 1039 spune foarte clar notificare în scris a ocupantului. Ori mie mi se pare din această diferență de reglementare că în ceea ce privește notificarea ocupantului, ea ar putea fi făcută și, de exemplu, prin intermediul unei scrisori recomandate cu conținut declarat și confirmare de primire. Sigur că poate fi făcută și prin intermediul executorului, la opțiunea celui care solicită evacuarea, dar nu e obligatoriu, adică n-ar fi neîndeplinirea condiției de admisibilitate dacă această notificare ar fi făcută prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire. Și se justifică această diferență de tratament juridic. Să nu uităm că locatarul este cel care totuși a fost în raporturi juridice, contractuale, obligaționale, da? Pe de o parte, pe de altă parte, sunt și situații în care notificarea nici măcar nu este necesară, nu pierdem acum timpul să studiem textele, pe când acel ocupant de regulă este cel care a ocupat abuziv imobilul respectiv, dar nu numai el. Da? Și atunci se justifică această diferență de tratament juridic. Cred că nu ar trebui să fie niciun dubiu, notificarea este o condiție specială de admisibilitate. Procedura aceasta specială se completează cu dreptul comun în materie și dreptul comun în această materie este 193, deci lipsa notificării nu poate fi invocată de instanță din oficiu, nu poate să o invoce decât pârâtul din această procedură specială de evacuare, potrivit articolului 193, alineatul 2. O altă chestiune tot în legătură cu această notificare vizează situația comodatarului sau fostului comodatar. Sigur, trec peste chestiunea dacă în realitate e comodatar sau este locatar, da? Apropo de vari situații de simulație din practică. Cert e că pentru mine, deocamdată la sesizarea sau înainte de sesizarea instanței, el mi apare ca fiind comodatar. În ce mă privește, consider că acest comodatar nu va fi asimilat locatarului sau fostului locatar, cum vreți să-i spuneți,
ci trebuie asimilat ocupantului, altei persoane care ocupă fără drept imobilul respectiv. Deci, dacă este cazul, notificarea lui va fi făcută pe 1039, nu pe 1038. 1038, normă specială, se aplică strict situației la care se referă și se referă doar la locatar. O chestiune care am putea să o legăm nu numai de procedura evacuării, ci și de alte proceduri. Găsisem aici o altă întrebare care viza procedura ordonanței de plată. Problema eventualei lipse de interes în promovarea cererii pe această procedură specială de evacuare, dacă reclamantul are titlul executoriu pentru obligația de predare a imobilului. Aici cred că nu e rău să ne amintim un pic de practica, să zicem, corespunzătoare reglementării anterioare în situații comparabile și să vedem dacă o mai preluăm sau nu. Deci, trec un pic la această din urmă ipoteză. Vă reamintesc că, apropo de interesul de a promova o anumită acțiune în justiție, în trecut se decidea relativ constant că atunci când reclamantul este deja în posesia titlului executoriu, da, o eventuală acțiune prin care ar formula pretenția din titlul executoriu ar fi lipsită de interes. Da? Pentru că n-ar putea să obțină mai mult decât are, n-are decât să treacă la executarea silită. Și vă mai reamintesc că în principiu, pe vechea reglementare, învestirea cu formulă executorie viza nu numai înscrisurile în cazurile prevăzute de lege, ci și în principiu hotărârile judecătorești. Și se făcea următoarea distinție. Dacă reclamantul are înscris, care potrivit legii constituia titlul executoriu numai după învestirea cu formulă executorie, pentru că puteau fi situații diferite. Înscrisul să aibă forță executorie fără a fi nevoie de învestirea cu formulă executorie, evident, în cazurile anume prevăzute de lege, extrem de rare, dar erau câteva, sau înscrisul dobândea caracterul de titlu executoriu numai după învestirea cu formulă executorie, tot în cazurile prevăzute de lege. Și dacă înscrisul nu era învestit cu formula executorie, de regulă, sau să zic că asta era practica majoritară, se considera că o eventuală acțiune cu privire la pretenția respectivă n-ar fi lipsită de interes. Pentru că reclamantul încă nu are deja titlu executoriu. Da? Și atunci e opțiunea lui, e alegerea lui între a obține titlul executoriu fie pe calea învestirii cu formula executorie a celui înscris, fie pe calea unei judecăți. De exemplu, la actele autentice notariale care constatau creanțe certe, lichide și exigibile. Dacă ar fi să mergem pe aceeași linie, ce am spune? Că inclusiv acțiunea în evacuare pe procedura specială, în acele cazuri în care reclamantul are deja înscris care potrivit legii constituie titlul executoriu, da? Din această perspectivă ar justifica întotdeauna reclamantul interesul câtă vreme înscrisul nu este învestit cu formula executorie. Mie mi se pare că n-ar fi rău să ne gândim dacă mai preluăm sau nu această practică. Aș opta pentru cealaltă soluție, pornind de exemplu chiar de la formularea articolului 641, doamna țară. Și cred că măcar din formularea lui 641 putem să nu să reconsiderăm, că practic e altă reglementare această veche, mă rog, fostă practică. Iată, titlurile executorii, textul nu spune înscrisurile, ci spune direct titlurile executorii. Altele decât hotărârile judecătorești pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formula executorie. Mie mi se pare că din această formulare
Implicit trebuie să deducem că învestirea cu formula executorie nu mai vizează obținerea titlului executoriu, ci este o chestiune ce e drept prealabilă, dar este o chestiune care ține de pornirea sau, dacă vreți, direct de executarea silită. Înscrisul pe temeiul dispoziției legale constituie deja titlul executoriu. Ai deja titlul executoriu. Învestirea e o formalitate care vizează doar posibilitatea de a declanșa executarea silită. Ori, dacă mergem pe această idee, practic ce ar trebui să spunem? La data sesizării instanței cu o procedură, cu procedura specială de evacuare pe 1034 și următoarele, dacă ești într-o situație în care, potrivit legii, înscrisul, da? Și iată, să dau, situația aceasta este posibilă nu numai în materia contractului de locațiune, ci și în materia contractului de comodat, că am dispoziții în care pentru obligația de predare a imobilului la încetarea contractului de locațiune, respectiv de comodat, înscrisul constituie titlul executoriu. Într-o asemenea situație, practic, urmează să-ți opun excepția lipsei de interes. Ai deja titlul executoriu. Mergi pe procedura învestirii cu formula executorie, da? Care e mult mai puțin costisitoare, în general, pentru stat. Sigur, o să-mi spuneți cei de pe la anumite judecătorii, da? Că aveți deja vreo 10-15 mii de învestiri cu formula executorie pe primele 5 luni ale anului, da? E o altă problemă. Cât trebuie să mai ținem de investirea asta cu formula executorie? Sigur, e o problemă de legiferare. Oare chiar avem nevoie de această formalitate sau hai să-i dăm drumul așa cum e și cel nemulțumit n-are decât să facă pe calea contestației la executare apărări constând în faptul că de fapt înscrisul nu constituie titlul executoriu. Asta e o problemă deja de legiferare. Deci ai deja titlul executoriu, te duci la procedura învestirii și treci la executare silită. Nu vii cu o procedură jurisdicțională, da, care e mult mai costisitoare. Pentru ce? Pentru a obține titlul, hotărârea judecătorească și care este titlul executoriu. Și v-am spus că aceeași chestiune este comună și la alte proceduri speciale. Mi-am notat aici, de exemplu, la ordonanța de plată și o să cer permisiunea să mă refer chiar acum la această chestiune. Contractul de împrumut constituie titlul executoriu fie pe temeiul lui 2157, apropo de împrumutul de folosință, pe temeiul, fie pe temeiul lui 2165 din Codul Civil, apropo de împrumutul de consumație. Ori dacă învii chiar și cu ordonanță de plată, da? Sau dacă vii pe dreptul comun, da? Mie mi se pare că aici nu trebuie să facem distinție în dreptul comun, ok, acțiunea ar fi lipsită de interes, dar ordonanța de plată, dat fiind că este o procedură specială, acolo nu, acolo ai justifica interesul. Pentru că până la urmă ambele proceduri cu ce se finalizează? Care e scopul acestor proceduri? Obținerea unui titlu executoriu. Ori dacă ai deja titlul executoriu, inclusiv în procedura ordonanței de plată, da? Dacă ai declarat-o, cererea ar trebui respinsă ca lipsită de interes. Și sunt foarte multe situații la contractul de de regulă, haideți să citim 2100 și cât e asta? 2157, Nadia. Poate ajung eu mai repede. Deși nu cred. Iată. Nu 2157. În ceea ce privește obligația de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată cu dată certă, da, constituie titlul executoriu în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului. Iar dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlul executoriu numai în cazul în care nu se prevede întrebuințarea pentru care s-a împrumutat bunul, ori întrebuințarea prevăzută are un caracter permanent. Iar 2167 în materia împrumutului de consumație și pe... sau cât am zis, 2165, mă scuzați, în materia împrumutului de consumație și de regulă în practică pe acesta l-am în vedere, face trimitere expresă la dispozițiile articolului 2157.
57, alineatul 1. De ce acest lucru? Pentru că și pentru procedura specială a ordonanței de plată, da, trebuie îndeplinite condițiile generale pentru exercitarea oricărei acțiuni, inclusiv condiția interesului. Da? Și mi se pare că, măcar și sub acest aspect, s-ar mai putea ajunge la o degrevare a instanțelor. O altă chestiune, care nu știu dacă s-a discutat, nu mai rețin, n-am găsit-o, dacă m-ar mai fi posibilă evacuarea pe calea ordonanței președințiale. Dacă s-a discutat, să-mi spuneți ca să n-o mai antamez. Și aici am să-mi permit să ne reamintim că și pe reglementarea anterioară era mai mult decât controversată chestiunea admisibilității evacuării pe calea ordonanței președințiale. Că de regulă, pe situații concrete, evident, se ajungea la concluzia că urmează să se ia o măsură definitivă care nu poate fi dispusă pe calea ordonanței președințiale. Discuția este un pic mai veche, ea pornește de la o veche reglementare, mă rog, nu e foarte veche, fosta lege 5/1973 în materia închirierii locuințelor din fondul locativ de stat, cam alea erau locuințele majoritare la vremea respectivă, și care prevedea o procedură specială de evacuare pe cale administrativă. Și ce s-a decis, folosindu-se argumentul la forțiori? Păi dacă legea permite evacuarea pe o procedură nejudiciară, cu atât mai mult ar trebui să fie posibilă evacuarea pe o procedură judiciară, chiar și ea procedura sumară a ordonanței președințiale. Soluție, mă rog, de discutat. Da, asta doar pentru cei care fac istoria dreptului procesual civil. Prea puțin ne mai interesează acum. Cunoașteți, practica a evoluat, la un moment dat se recurgea la acțiunea în evacuare, că era mai puțin costisitor, se recurgea la ordonanța evacuarea pe cale de ordonanță președințială, că era mai puțin costisitor pentru reclamant decât evacuarea pe procedura de drept comun. Și, de regulă, soluțiile erau în sensul inadmisibilității ordonanței președințiale. Ok, dacă cereai evacuarea provizorie, probabil că te încadrai în condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale. Deci nici în trecut sfera admisibilității evacuării pe calea ordonanței președințiale nu era prea largă. Mie mi se pare că pe actuala reglementare, câtă vreme legiuitorul îți oferă o procedură specială, care se judecă rapid, mai puțin costisitor pentru reclamant, nu e cazul să-i mai oferă o altă procedură tot specială, da? Dar care n-a avut acest obiectiv. Da? Spre deosebire de procedura reglementată de 1034 și următoarele, care vizează exact acest obiectiv. Da? Vizează, scopul ei este să-l evacueze din imobil pe fostul locatar sau pe cel care îl ocupă fără drept. Da? Și mi se pare că răspunsul ar trebui să fie negativ în toate cazurile, mai puțin, de ce nu, pe situații concrete, cazuri cu totul și cu totul particulare, când aș solicita o evacuare provizorie. Eu știu, până la soluționarea procesului de divorț dintre noi. Mă bate de mă rupe, da? Dă-l puțin până afară și por mă vedem noi cum atribuiți locuința prin hotărâre. Deci numai în situații în acestea cu totul și cu totul particular. O altă chestiune puțin mai delicată, tot în materia evacuării, vizează corelația dintre evacuarea pe procedura specială și evacuarea pe procedura de drept comun. De aici aș merge mai departe. Nu numai evacuarea pe procedura de drept comun, chiar acțiunea în revendicare pe procedura de drept comun. Pentru că, sigur că, da, revendicarea implică nu și componenta evacuării. Că altfel nu mai e revendicare, ar fi eventual o acțiune în constatarea existenței dreptului de proprietate în favoarea reclamantului. Este evident din formularea textului de lege că reclamantul are opțiune între evacuarea pe procedura specială și evacuarea pe dreptul comun. Da?
Ok, dar la evacuarea pe dreptul comun, mi se pare că sfera de aplicare a evacuării pe dreptul comun este un pic mai redusă. Pentru că, deși îi spunem evacuare, da, în realitate, în trecut, pe calea unei așa zise proceduri de evacuare pe dreptul comun, nu se făcea altceva decât să se promoveze o acțiune în revendicare. Altfel spus, dacă ar fi vorba despre proprietar, sau mă rog, pretinsul proprietar, reclamant, da? Și cel care ocupă fără drept un imobil, în lipsa oricăror raporturi contractuale între cei doi, sau în lipsa oricărei toleranțe, sau în lipsa măcar a unei aparențe de raporturi obligaționale între cei doi. Dați-mi voie să observ că aici nu mai e vorba de evacuare în procedura de drept comun, ci numai de acțiune în revendicare cu regimul juridic aferent. Deci evacuare pe procedura specială aici merge, da? E ocupantul fără drept, dar evacuare în procedura pe drept comun nu mai merge. Ori dacă vrei și despăgubiri sau mai știu eu ce altceva, sau ălaltul vrea contravaloarea îmbunătățirilor pe care le-a adus la imobil, da, n-are decât să declanșeze un litigiu distinct cu acest obiect. Evacuare specială merge, evacuare pe drept comun, în care să cer și, eu știu, sau să am și alte pretenții, n-ar mai merge. În schimb, pot avea revendicare pe dreptul comun. Sigur că o să spuneți, nu-i convine revendicarea reclamantului că trebuie să timbreze la valoare. Până la urmă, haideți să recunoaștem că asta a fost și în cele din urmă, împrejurarea care a determinat în trecut extinderea nejustificată a promovării de acțiuni în evacuare, deși era o veritabilă revendicare. Am întâlnit o situație în care s-a pornit evacuarea pe dreptul comun, în care s-a făcut și reconvențională pentru contravaloarea îmbunătățirilor. S-a cerut de către părât și drept de retenție, iar după intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă, reclamantul din evacuarea din dreptul comun a pornit și o evacuare pe procedura specială. Deci nu exclud ipoteza în care o persoană să declanșeze, fie aproximativ simultan, fie la perioade de timp destul de scurte, atât o evacuare pe dreptul comun sau o revendicare pe dreptul comun sau o altă acțiune reală pe dreptul comun, da? Și în același timp o acțiune în evacuare pe procedura specială. Aceeași chestiune o mai putem întâlni și în corelația dintre procedura de drept comun și alte proceduri speciale, că tot m-am referit la ordonanța de plată. Sigur, e greu de imaginat, dar fantezia e tare mare în practică, după cum ați constatat. Aș putea să pornesc și o ordonanță de plată, da? O fac o cerere de ordonanță de plată și de ce nu cu aceeași cerere mă duc și pe dreptul comun. Și probabil chiar și prin sală pe aici ați avut sau aveți asemenea situații, da? Că aia o timbrez doar cu 200 de lei sau cât se timbrează, asta s-ar putea să o timbrez un pic mai mult, dar cine știe, poate obțin două, da? Poate obțin două și le execut sau mai știu eu ce, sau pur și simplu să am certitudinea respectivă. Deci este posibil ca la un moment dat să am și procedura pe drept comun, obiectul fiind exact pretenția din procedura special, valabil deși la ordonanța de plată și aici la fel la evacuare. La evacuare, chestiunea e un pic diferită dacă în litigiul de drept comun părâtul a cerut și contravaloarea îmbunătățirilor, a cerut și drept de retenție, pe care nu le-ar putea solicita în procedura specială a evacuării. Ați văzut, acolo legea e foarte strictă, nu mai pierdem timpul, Nadia, să-l citim, textul respectiv, permite doar chirii sau arende restante. Da? Atât. Nu și alte chestiuni. Alte chestiuni pe calea dreptului comun. Da? Și atunci se pune problema, pe care le soluționez cu prioritate? Pentru că el are dreptul să opteze pentru una din două, ne spune textul, dacă nu a ales calea evacuării pe drept comun, poate să recurgă, da?
dar în același timp, hai să zic, aici n-ar fi o nenorocire prea mare că o să aibă două titluri executorii în caz de admitere a cererii pe evacuare. Dar ce mă fac dincolo la ordonanță de plată și pretenții pe, aceleași pretenții pe drept comun? Că dacă nu observ și le judec de două ori, practic, ce am mai departe acolo? Două titluri executorii și ăla o să ceară executarea. Se pune problema. Ar fi chestiune de litispendență? Sigur că formal, dacă citim textul de la litispendență, o să constatăm, ok, aceleași părți, ok, același obiect și probabil că spune diferă cauza. Păi depinde ce înțelegem prin cauză. Că s-ar putea cauza să fie contractul, da? Situația de fapt calificată juridic. Nu neapărat procedura de urmat. Da. Și mie mi se pare că litispendența nu vizează, da, dosare pornite pe proceduri diferite. N-am cum, unde să le strâng, mai unde să le reunesc, că pe textul respectiv, da, dacă am înțeles să merg pe procedura specială a ordonanței de plată sau a evacuării, da, mă judec în acel cadru, după anumite reguli, mult mai sumare, o să spuneți, și mai rapid. Deci e clar că nu merge litispendența. Și probabil că nici nu pot să-i resping una dintre ele câtă vreme, nu, cum aș putea să-i o resping? N-am cum să-i o resping, că legea nu condiționează exercitarea uneia de neexercitarea sau de neobținerea în cealaltă procedură de drept comun. Da? Mai mult decât atât, la ordonanța de plată, dacă îți resping ordonanța de plată, afară de cele două cazuri în care și creditorul poate să exercite acțiunea în anulare, lui nu-i mai rămâne decât calea acțiunii de drept comun, da? Mie mi se pare că până la urmă aici soluția trebuie să o găsim în suspendare. Pe un text pe care vom fi nevoiți să-l interpretăm un pic mai profund, ca să zic așa, pe 413, care a păstrat redactarea din fostul 204. Dar cred că au fost deja date interpretări și în alte situații un pic mai lărguțe. Haideți să ne uităm, să vă reamintesc 413, asta parcă nu s-a renumerotat. Așa. Instanța poate suspenda judecata când dezlegarea cauzei depinde în tot sau în parte de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți. De ce zic că textul trebuie un pic interpretat mai larg? Că ipoteza probabil avut în vedere de legiuitor în 1948, de când datează această formă a dispoziției legale respective, a fost aceea în care în celălalt litigiu ne judecăm pentru ceva, da, și acel drept influențează și dreptul supus judecății în acest litigiu. Ori între noi fie vorba, aici e cam, din perspectiva dreptului substanțial, e cam identitate de drept, că altfel nu vorbeam dacă ar merge litispendența sau nu, sau mai știu eu ce altceva, da? Dar putem spune că existența sau inexistența dreptului dintr-una dintre proceduri, sigur că da, influențează, da, soluția din procesul nostru. Pentru că dacă se constată într-una dintre proceduri existența dreptului, procesual în cealaltă procedură, fie că e specială, fie că e drept de drept comun, va trebui să îți resping pretenția. Da? Și atunci sigur că e influențat. Probabil că formularea era mult mai bună dacă ar fi fost, depinde de dezlegarea dată într-un alt proces, în strânsă legătură, dar tot dumneavoastră ați vrut să se evite calificările astea pe care ar urma pe urmă judecătorul să le facă, ce e strânsă legătură, ce e legătură juridică sau mai știu eu ce altceva. Și atunci cred că remediul este suspendarea pe 413 punctul 1 și întrebarea pe care îl suspend. Deocamdată am convenit că îl suspend, acum să vedem pe care îl suspend. La evacuare n-ar fi o nenorocire, că în procedura specială doar te evacuezi, da? Și în funcție de soluția dată evacuării, da? Merg mai departe în litigiul de drept comun, dacă mai am evacuare sau nu pe dreptul comun și eventual dacă l-am evacuat, mă pronunț pe pretenția din reconvențională. Cu drept de retenție, sigur, dacă e de bună, puțin probabil ca la evacuările să îi se recunoască un drept de retenție, că de cele mai multe ori e de rea credință, da? De cele mai multe ori. Dar nu exclud posibilitatea, în ipoteza locatarului,
care a făcut acele îmbunătățiri cu consimțământul locatorului, da, acolo, da, asimilez celui de bună credință și pot să-i recunosc un drept de retenție. Deci, fără situații concrete, deja acum trebuie doar să ne imaginăm ipoteză. Dar ce mă fac din cu acela ordonanța de plată pe care s-o suspend? Procedura de drept comun sau procedura ordonanței de plată? Dacă mă întrebați pe mine, eu aș suspenda dreptul comun. Pentru că dreptul comun este influențat de soluția ordonanței de plată. Că dacă ți admit ordonanța de plată, pe dreptul comun nu mai poți obține nimic. Da? Și oricum dreptul comun durează mai mult. Deci aș suspenda pe 413 procedura de drept comun, m-aș pronunța pe ordonanța de plată, respectiv pe evacuarea pe procedura de la 1034 și următoarele, și în funcție de soluția respectivă voi vedea dacă mai soluționez pe fond și dreptul comun sau resping cererea ca devenită lipsită de obiect. La ordonanța președințială, două chestiuni mi-am notat aici. Se pronunță instanța atunci când se renunță la judecata unei ordonanțe președințiale. Și a doua întrebare vizează tot ce pronunță instanța în materia apelului la ordonanța președințială. Păi, mie mi se pare și e chestiune care am mai discutat-o și într-un alt context. Am discutat-o, dacă nu mă înșală memoria, undeva prin februarie, pe un alt incident sau poate... Da, sigur am discutat-o, care viza altceva însă. Corelația dintre normele speciale care reglementează o procedură specială și normele care reglementează un incident procedural, care formal apar în procedura de drept comun, da? Cum ar fi cele, de exemplu, de la declinarea competenței. Și discuția pe care am avut-o a fost aceea, dacă, nu mai știu exact, dacă se declină competența de soluționare a unei ordonanțe președințiale, se pronunță o hotărâre cu apel sau aplic textul de la declinarea competenței și hotărârea practic e fără cale de atac. Da, cred că aceasta a fost discuția. În ce mă privește, n-am motive ca în 2-3 luni, fără să fie apărut vreo reglementare nouă sau nu știu ce, să revină asupra acelei soluții și pe cale de consecință să trebuiască și aici să fiu consecvent. Ca să folosesc un pleonasm, dacă îmi permite, și dacă nu îmi permite, tot îl folosesc. Care e mai special? Sau, da, am folosit pleonasmul. Are caracterul de normă specială norma de la procedura specială sau are caracterul de normă specială în raport cu norma de la procedura specială, norma de la incidentul procedural respectiv în speță 406 de la renunțarea la judecată? Și revin la pleonasm, e mai special 406 decât 900, cât e ăla la ordonanța președințială, 990 sau cât e, 998, la calea de atacă, până la urmă acolo mă interesează. E imediat că în două zile îl găsim. Calea de atac. Chiar 1000, da? Dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, ordonanța este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la pronunțare și dincolo la renunțarea la judecată, termenul, calea de atac este recursul. Ori mie mi se pare că norma de la incidentul procedural, da, este prioritară. Se aplică prioritar. Pentru că ea vizează acel incident, indiferent de procedura în care te afli.
Ori de câte ori ai o renunțare la judecată, indiferent că ești în partaj, în ordonanță președințială, într-un litigiu de drept comun, într-o acțiune în constatare, în ce mai vreți dumneavoastră, mă conformez articolului 406, care nu distinge sub acest aspect. Și atunci mi se pare că, dând prioritate lui 406, iată o situație în care ordonanța s-ar putea pronunța cu recurs. Da? Iar nu cu apel. Așa cum am stabilit că la declinarea competenței n-ai cale de atac ca aplic textul de la declinarea competenței, la fel și aici, l-aplic pe 406. Apropo, la ordonanța președințială nu pot avea renunțare la drept, câte vreme doar cercetez aparența dreptului. Deci incidentul ăsta procedural îl excludem, dar pe celelalte nu. Și acum ce pronunță instanța? E adevărat că aici legiuitorul dintotdeauna mi-a folosit cuvântul ordonanță nu numai pentru procedură, ci mi l-a folosit și pentru a desemna actul de procedură pe care îl pronunță instanța. Mie însă mi se pare că ordonanța asta președințială ca hotărâre nu e nimic altceva decât fie sentința la judecata în primă instanță și în mod excepțional încheiere, apropo de un HP relativ recent, pe o chestiune pe care tangențial am discutat-o și noi la suspendarea aceea vremelnică a executării provizorii, da? Suspendarea provizorii a executării provizorii și în mod întemeiat s-a decis, domnule, păi dacă pentru cererea de suspendare, dacă completul va pronunța o încheiere, cu atât mai mult pentru ceva provizoriu, până când îmi soluționez cererea de suspendare, trebuie să pronunț tot o încheiere. Deci, până la urmă, exact așa, aici merg pe ECRIS, da? Și să mă mai chinui să ciuntesc pe acolo niște formulare sau să mai așa. E sentință la prima instanță în mod excepțional încheiere, e decizie în apel, da? Chit că textul îi spune ordonanță, da? Dar ordonanța asta, până la urmă, în sensul de hotărâre, da? Asta, apropo, ca să evoc și o treime din soluția dată acelui HP. La ordonanța de plată, în scrisul depus de reclamant nu îndeplinește, era vorba, dacă nu, cred că de un contract de împrumut era vorba, nu îndeplinește mențiunea bun și aprobat, poate fi invocată de instanță din oficiu lipsa acestei mențiuni. Chestiunea poate fi generalizată la orice litigiu în care se folosește un înscris sub semnătură privată, iar nu numai la procedura ordonanței de plată și, din câte știu eu, o chestiune peste care uneori am trecut mai rapid sau am trecut prea rapid sau pur și simplu nu ne-am pus-o. Se pare că din perspectiva cerințelor acestora speciale de validitate ale înscrisurilor sub semnătură privată, evident, mai puțin semnătura, acolo e vorba de nulitate absolută a înscrisului, că până la urmă trebuie să facem distinție între nulitatea actului juridic și valabilitatea sau nevalabilitatea înscrisului constatator al actului juridic, care până la urmă e tot o nulitate, da? Mi se pare că la aceste cerințe, normele care le instituie au caracter de ordine privată. Cu atât mai mult cu cât ele permit și derogări, da? Una dintre derogări e chiar voința părților. Da? Și atunci și la multiplu exemplar, și la bun și aprobat, din perspectiva înscrisului, repet, nu actului juridic, din perspectiva înscrisului, nevalabilitatea din perspectiva acelei cerințe, ținând de ordinea privată, iar nu de ordinea publică, nu? Concluzia care ar fi? Instanța nu poate să o invoce din oficiu. N-are decât părâtul să invoce lipsa mențiunii respective. A mai fost o chestiune la care, sigur, aș fi vrut să nu o iau în discuție, dar pe urmă o să mi se spună că evit anumite chestiuni. Apropo de procedura specială a înscrierii drepturilor dobândite prin uzucapiune, de ce nu vroiam să iau în discuție? Că eu nu sunt de acord cu soluția potrivit căreia
procedura aceasta specială se aplică și, să zic, uzucapiunilor, posesiilor începute sub Imperiul Vechiului Cod. Este de domeniul evidenței că ea a fost concepută numai pentru uzucapiunea extratabulară din noul cod civil. Da? E mănușă vine doar pe uzucapiunea extratabulară. Nu se potrivește deloc nici cu uzucapiunea tabulară, unde e un nonsens să-l mai înscriu odată în scrierea. Sunt deja înscris în cartea funciară și nu prea se potrivește cu uzucapiunea din vechiul cod civil, nu din decretul 100, cât e ăla, 138, 115, e de fapt decret lege, mă scuzați, decretul lege 115 pe 1938, unde oricum acolo am procedură de înscriere, n-am nevoie acolo. Că evit aplicând această procedură necontencioasă o problemă spinoasă, cine are calitate procesuală pasivă, că de fapt ăsta este probabil argumentul care pe cei mai mulți pentru care cei mai mulți au fost determinați să meargă pe procedura nouă și pentru posesiile începute sub Imperiul Vechiului Cod Civil. Oricum, când va fi o practică, să zicem, aproape unanimă, o să fiu și eu de acord. Deocamdată nu pot fi de acord, dar semnalez problema dacă în cadrul unei acțiuni au fost formulate mai multe capete principale de cerere, printre care și dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, sigur, care ar urma să fie guvernată de procedura specială din noul cod de procedură civilă. V-am zis, pentru mine ar trebui să mai așteptăm vreo 9 ani ca să avem problema asta de drept. Mi se pare clar că sunt proceduri care nu pot fi cereri guvernate de proceduri diferite, care nu pot fi soluționate împreună, unitar, și atunci soluția care de fapt probabil că a fost și dată, și cine a pus întrebarea asta cred că mai mult a vrut să aibă confirmarea că a procedat bine. De la jumătate încolo a procedat bine din punctul meu de vedere. N-a procedat bine până la prima jumătate și dacă proceda ca mine până la prima jumătate avea o altă problemă de drept, probabil. Nu dacă disjunge sau nu. Sigur că aceasta este soluția. Disjungi uzucapiunea, da? Te conformezi procedurii necontencioase, da? Care vizează doar înscrierea dreptului în cartea funciară după îndeplinirea condițiilor respective. O să-mi spuneți procedură necontencioasă. Păi da, dar dacă ești pe vechiul cod civil, e necontencioasă, că nu prea e necontencioasă pe vechiul cod civil. Dar dacă o tratezi potrivit noului cod de procedură, procedurii noului cod de procedură civil, ai transformat contenciosul în necontencios. Acolo, în realitate, da, mă rog, te conformezi, deci ai un dosar pe procedura înscrierii dreptului dobândit prin uzucapiune, eventual pe celălalt, dacă ar fi partaj sau ce era în speța respectivă, nu? Sau între altele și un partaj, trebuie un pic să-l suspensi, ca să vezi dacă inclus imobilul în masa partajabilă sau nu. Da? Partaj parcă era, nu? Partaj. Nici o nenorocire. Deci a procedat bine cel care a vrut să aibă confirmarea sau respectiv. La fel, la o altă, nu, sunt două instanțe, că la o altă instanță viza pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract. Îl suspensi pe ăla până te înscrii în cartea funciară, da? Pe procedura uzucapiunii și pe urmă, nu? Continui litigiul. Așa. Vreo două chestiuni în limita timpului disponibil în materia căilor de atac, ca să asigurăm și trecerea. alineat 4. Dacă am înțeles bine, a fost și o solicitare de HP pe chestiunea aceasta, sigur, care urmează cursul. Vă citesc textul: părțile pot însă să expliciteze pretențiile care au fost cuprinse implicit în cererile sau apărările adresate primei instanțe.
explicitarea pretențiilor în apel pentru acea întrebare, pentru acea hotărâre prealabilă. Cred că viza un litigiu de muncă sau ceva, o contestație la executare, nu mai știu exact. Ne puteți confirma, dar nu a ajuns încă la dumneavoastră. Era ceva de genul, pe 478 alineat 4, s-ar putea ajunge la modificarea cadrului procesual de la prima instanță, în speța respectivă sub aspectul obiectului sau sub aspectul cauzei. Altfel spus, 478 alineatul 4 înseamnă excepție de la 478 alineatele 1 și 3 sau nu? Deci 478 alineat 1, vă reamintesc. Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în fața primei instanțe. Prin apel nu se poate schimba calitatea părților, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată și nici nu se pot formula pretenții noi. Da? Deci cadrul procesual de la prima instanță, tantum devolutum, quantum judicatum. Alineatul 4 l-am citit și înainte de a încerca să conturez un punct de vedere, va citi și alineatul 5. Se vor putea cere de asemenea, deci însă la alineatul 4 și de asemenea la alineatul 5. Și ambele alineate în continuarea celor două reguli restrictive. Se vor putea cere de asemenea dobânzi, rate, venituri ajunse la termen și orice alte despăgubiri ivite după darea hotărârii primei instanțe, sigur și va putea fi invocată compensația legală. Asta era absolut inutilă, partea asta finală, compensația legală fiind un simplu mijloc de apărare pe care poți să îl invoci direct în apel. Da. Partea asta finală nu face altceva decât să pună capăt controversei dacă poți și compensație judiciară în apel. Pe formularea textului se va putea invoca, nu, compensația. Și unii au zis, merge și compensația judiciară. Și aici legiuitorul a fost mai precaut, doar compensația legală. Ori mie mi se pare că explicitarea pretențiilor necesită mai întâi stabilirea sensului cuvântului pretenție, da, în contextul alineatului 4, și pe urmă, ce e explicitare? Da? Ori, în contextul alineatului 4, pretenții, s-ar putea să însemne un pic altceva decât pretenții noi din alineatul 3. Iată, alineatul 4, pretențiile care au fost cuprinse implicit în cererile sau apărările adresate primei instanțe. Ori este de domeniul evidenței că atunci când faci o apărare nu formulezi o pretenție în sensul de drept subiectiv civil pe care să ți-l realizezi. Eventual te poți prevala de un drept subiectiv civil, dar numai pentru a obține respingerea pretenției părții adverse, da? Dreptului subiectiv formulat de partea adversă împotriva. Însă nu înseamnă prin excepție. Excepțiile de la 478, alineatele 1 și 3, sunt limitativ prevăzute de lege. Sunt câteva. Intervenție voluntară principală cu acordul părților. Mai știu eu ce altceva direct în apel care permite o normă specială. Eu cred că nici alineatul 4, nici alineatul 5 nu are în vedere o veritabilă excepție de la tantum devolutum quantum judicatum. O să s-ar putea o mică rezervă, dar nici măcar rezervă nu pot să zic, nu găsesc cuvântul, să se facă în privința alineatului 5. Dar alineatul 5 ce vizează de fapt? Le-ai cerut deja la prima instanță, da? Și acum, dat fiind că s-a făcut apel că mai durează, le cer în continuare. Asta e, apropo, și ca argument pentru întrebarea, nu știu dacă pot în apel să majorez obiectul pretenției de la prima instanță. Păi, în principiu, nu poți. Ăsta e un argument.
poți numai pe alineatul 5 să ceri alea ajunsă la scadență, dar dacă mi-ai cerut la prima instanță 6.000 care erau scadente, nu vii acum să-mi ceri pe 200, cât e ăla, 204, da? Să-mi ceri, dăm 10.000, că la judecata în apel se aplică regulile corespunzătoare de la judecata în primă instanță, în măsura în care nu sunt incompatibile. Uite că aici e incompatibil, da? Cu regula dedusă din alineatele 1 și 3 ale articolului 478. Deci și alea sunt pretenții deja cerute. Dacă vreți, alineatul 5 nu înseamnă nimic altceva decât un caz particular al explicitării pretențiilor de la alineatul 4, că de regulă le cer. Cum le cer, nu? Dați-mi-le până când se execută hotărârea sau până când se pronunță hotărârea. Și e un caz particular, dacă vreți, de explicitare a pretenției constând în acele venituri accesorii pretenției principale. Deci, din punctul meu de vedere, pe alineatul 4 nu s-ar putea ajunge la schimbarea obiectului sau cauzei cererii de chemare în judecată sau a actului de procedură de la prima instanță cu aceeași natură juridică. Am în vedere cerere convențională, eu știu ce, intervenție principală sau chiar intervenție forțată s-a formulat, pentru că altfel alineatele 1 și 3 ar deveni întotdeauna inaplicabile. Ori de câte ori aș spune, domnule, ți-am cerut asta. Ok, da? Contestație la executare propriu-zisă, dar de fapt trebuia să fac contestație la titlu, da? Să cer altceva, nu să cer... Cred că asta era problema care a generat întrebarea aceea prealabilă. Și vin în apel, da? Și, bă, acum hai să-mi explici și întinderea, aplicarea dispozitivului, că m-am dumirit că la prima instanță din motivarea hotărârii respective că am pornit-o greșit, da? Păi schimbi obiectul, schimbi cauza, nu merge. Sub pretextul unei explicitări a pretențiilor implicite, da? Păi asta nu e o pretenție implicită. Noțiunea de pretenție implicită, dacă vreți, corelați-o și cu 22, apropo de rolul activ al judecătorului, da? Nu prea a avut ăsta, n-a formulat el petitul chiar așa cum trebuie, dar pe pretenția aia din petitul cererii, da? Și vine acum să se dumirească, da? Sau în apărarea respectivă, da? Vine să se dumirească. Da, vă rog. Da, da, și un microfon. Dacă îmi permiteți, strict legat de procedura pe care dumneavoastră o discutați, în speță de art 478, aliniatul 4, întrebarea mea ar fi dacă în aceste mei se poate invoca într-un apel, apel care să vizeze o acțiune de evacuare formulată pe drept comun, deci dacă pârâtul apelant, apelantul pârât de fapt, poate solicita un drept de retenție direct în apel, având în vedere întâmpinarea pe care el a formulat-o la fond, în care spune că reclamantul are să-i plătească o datorie și de aceea se opune evacuării solicitând în apel, deci, un drept de retenție. Deci dacă se poate... Care este problema? Strict pentru dreptul de retenție nu am nicio rezervă. Pe practica deja conturată că dreptul de retenție este o simplă apărare și sub acest aspect ar merge. Problema este însă alta. Ca să-ți recunosc un drept de retenție, trebuie să ai o creanță și nu intru în amănunt, s-ar putea să chestiunea asta să se discute, s-ar putea, nu știu, da? Puțin un alt coleg de-al meu să o discute pe niște condiții pe dreptul de retenție. Între altele am nevoie de acea creanță. Ori simpla afirmație cu care de regulă suntem întâlniți la judecata în primă instanță, am făcut îmbunătățiri. Ok, ai făcut îmbunătățiri, dar trebuie să mi le și ceri. Da? Ori dacă nu mi le-ai cerut, am făcut îmbunătățire așa în general, nu știu dacă pot să am cerința aceea, creanță certă, da? Creanță certă, da? Deci, din perspectiva întrebării, aș spune, dacă poate să dovedească existența acelei creanțe, da, merge, dar dacă existența creanței e doar o afirmație de-a lui, creanța ar fi incertă, existența ei ar fi îndoielnică, nu merge. Că până la urmă n-ar mai fi explicitarea pretenției de la prima instanță, da? Ci ar fi vorba teorie convențională.
care nu merge în apel. Mulțumesc. Cu plăcere. Deci, acum e greu să ne imaginăm ce înseamnă pretenție implicită cuprinsă în cererea de chemare în judecată. Propun eu o interpretare, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Deci haideți să substituim pretenții cu susținerii și să ne gândim că pretențiile respective, susțineri, merg și pe capăt de cerere și pe apărare. Și pe apărare. Și să spunem așa, susținerile respective sunt niște premise intermediare, care reprezintă o concluzie pe argumentul final. Deci o cerere de chemare în judecată are ca și concluzie a demonstrantului, din punct de vedere argumentului, capătul de cerere, puriște de la niște premise. Pe parcursul acestor premise pot fi concluzii intermediare. Părerea mea că la aceste concluzii intermediare se referă ca susținere implicită. Deci asta nu sunt, se reflectă într-un capăt de cerere, dar sunt niște argumente, niște etape în structura argumentului logic care se finanțează în capătul de cerere. Da, da, cred că e un cuvânt mult mai sugestiv decât pretenții pe care îl mai folosim și într-un alt sens, cel de susținere. Și în cel mai rău caz s-ar putea să antameze doar motivarea. Nu e obligatoriu să antameze, uneori și obiectul, dar fără să-l schimb. Da? Fără să-l schimb. Da, cred că, sigur, cuvântul susținere implicite de la judecata în primă instanță, sigur, în legătură cu obiectul și cauza, dacă nu, pretenției deduse judecății. Vă mulțumesc! Mai e o chestiune. Am impresia că în aceeași chestiune cu explicitarea pretențiilor în HP s-a mai pus o problemă. Mai am câteva minute, nu? Că am un ceas de ăsta care merge doar cum vreau eu. Pe 480 alineatul 3. Dacă în ipoteza în care instanța de apel anulează hotărârea și reține cauza spre rejudecare, ar putea să se modifice cadrul procesual. În sensul, constat că e vorba de o soluție care ar impune anularea, da? N-a intrat în cercetarea fondului prima instanță, anulez hotărârea apelată. Dacă părțile n-au cerut trimiterea sau nu mai pot, că sunt în al doilea ciclu procesual, să solicite trimiterea, rețin cauza spre judecare. Ok, o rețin spre rejudecare, dar rămân instanță de apel? Iar excepțiile de la caracterul devolutiv, de la limita caracterului devolutiv al apelului, ar presupune un text expres de lege, ceea ce nu este cazul. Numai dacă sunt în ipoteza aceea cu s-a invocat în termen necompetența, da? Prima instanță a respins excepția de necompetență materială, face apel pe acest motiv, consider că e întemeiat apelul și ce mai constat? Că eu, instanța care am admis apelul, de fapt eram prima instanță. În momentul ăsta devin prima instanță, aplic regulile de la judecata în prima instanță și admit că aici, cu consimțământul părților, s-ar putea modifica cadrul procesual, cu acordul apropo de 204. Deci pe 204 și în condițiile articolului 204, da, s-ar putea modifica și sub aspectul obiectului și sub aspectul cauzei, cadrul procesual, apropo de ultimul alineat de la 200 și nu numai de el, de la 204. În cealaltă ipoteză am rămas instanță de apel. Principiul dublului grad de jurisdicție în fond nu e un principiu constituțional, da? Asta a fost opțiunea legiuitorului, da? Și pe cale de consecință nu pot primi modificarea cadrului procesual. O altă chestiune, apropo de aplicabilitatea în apel a principiului non reformatio impeius, atunci când se invocă necompetența
internațională pentru prima oară în apel de către reclamantul care a obținut ceva la judecata în primă instanță și de către reclamantul care doar el face apel. Da? Și căruia, potrivit principiului non reformatio impeius, nu pot să-i înrăutățesc situația în propria cale de atac, pentru că adversarul n-a exercitat calea de atac, n-a făcut nici măcar o aderare la apel, un apel incident, și nici n-aș fi într-una din extrem de puținele excepții de la principiul non reformatio impeius. Că dacă sunt în ipoteza vreunei excepții, ok, nu mai am nevoie de această discuție. Păi, excepțiile sunt de strictă interpretare și aplicare și mi se pare că dacă n-am text de lege sau n-am acordul părților, care până la urmă excepție expres prevăzută de lege, trebuie să rămână cu ce a avut la judecata în primă instanță. Dar asta e valabil nu numai la necompetența internațională sau ce ați discutat unde parcă la Iași, parcă era vorba de necompetență generală acolo, da? N-are importanță. E valabil la orice incident procedural care ar conduce, ca urmare a admiterii apelului pe acel motiv, da, la împiedicarea judecății pretenției pe fond. Ai obținut ceva, doar tu te-ai plâns prin apel, da, admitându-ți apelul sau invocând din oficiu acel incident procedural, da, necompetența instanțelor române sau mai știu eu ce altceva, ar trebui doar să-ți respingă apelul, dar să rămâi cu ce ai avut. Atât și nimic mai mult. Asta e non reformatio impeius. Și o ultimă chestiune de jumătate de minut în scrisurile noi în recurs. Aici e introdusă de mine. Vreau să-mi fac propria mea culpă și a colegei mele Mirela Stancu. Sigur, ei nu i-am spus, dar am consimțământul ei tacit întotdeauna. Cred că în ceea ce privește înscrisurile noi în recurs, trebuie să reconsiderăm practica mai veche. Asta apropo și de ce v-am spus în legătură cu probele noi în apel, probe cu privire la care reclamantul partea la prima instanță a fost decăzută. Și în opinia mea, decăderea operează pentru întreg procesul, iar nu numai în fața instanței care a pronunțat decăderea. Sigur, afară de excepțiile expres prevăzute de lege. Deci dacă nu poți în apel să-mi vii cu un înscris nou pe pretenția pe fond sau pe apărarea pe fond cu privire la care ai fost decăzut la judecata în primă instanță, păi mi se pare că nici în recurs n-ar trebui să poți veni pentru prima oară cu un înscris nou, tu fiind în culpă că n-ai prezentat acel înscris la judecata în primă instanță. Dar mai mult decât atât, în realitate, înscrisurile noi în recurs nu vizează pretenția pe fond, ci înscrisul nou în recurs trebuie să se subsumeze motivului de casare invocat. Că dacă nu mă încadrez în acele limitative motive de casare prevăzute de 488 alineatul 1, degeaba am vii cu contractul constatator al înscrisul constatator al contractului. Trebuie mai întâi să te încadrezi în acel motiv și învii cu înscrisul în susținerea sau în combaterea motivului de recurs, motivului de casare. E altă problemă, s-a casat cu reținere spre rejudecare. Păi acolo aplic regulile de la judecata în fond. Acolo, da, vii cu înscrisul și pe pretenția pe fond. Dar la soluționarea recursului ca atare, vii cu înscris numai pentru susținerea motivului de casare, respectiv în combaterea motivului de casare. Și atunci, de fapt, discuția e mai mult teoretică. Că dacă vii cu el pe fond, n-am treabă deocamdată în procedura de filtru, dacă sunt la înalta curte sau, din păcate, fără procedura de filtru la celelalte instanțe soluționate, celelalte instanțe care soluționează recursuri. Deci, acolo ne-a scăpat o chestiune că, da, fiindcă legea nu distinge, s-ar putea trece peste culpa părții de la judecata în fond. Nu, mi se pare că trebuie regândită această soluție. Vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, dacă nu am să o luăm pe colega noastră, doamna Andreea,